Doamne, ce minunat ai putut să fii când te-ai gândit să faci o mică împărăție de iubire. Din bunici, din tată și mamă și niște copii sărbătoarea vieții, i-ai adunat în jurul unei vetre, i-ai strâns în jurul unei pâini, este lucrul cel mai frumos ce ți-a ieșit din mâini și pentru cine știe să înțeleagă această minune pe care noi o numim Casa noastră este frumoasă, numai întreagă. De ne-ar lipsi, bunici, am fi fără de glorie, ca un popor fără istorie. Dacă ne-ar lipsi, ăștia mici ni s-ar stinge orice viitor, căci noi ne auzim în mersul înspre ceruri, în pașilor. Dacă tata nu s-ar mai întoarce de la treburi de afară, pe umeri, cu sluata, cu seninul, cât de trist ar fi băiatul și cât de nemângăiat ar rămâne fata. Stâlpul casei s-ar frânge priveliște de care până și îngerii ar plânge. Păi, dacă mama ar pleca sau nu ar mai veni, inima casei s-ar opri. Căutați-o și citiți-o. Însă nu asta vreau să recit. Eu tot vă dau așa un picuț de gust, știți, ca să... Lada cu cântece. Căutam în 2015, pe când am reintrat în Marea Familie Adventă, am vrut să fac un prim eveniment sub denumirea Aduți Aminte sau Amintește-ți. Ăsta am vrut eu să fie motoul meu. Desigur că aș fi vrut să recit multe poezii din cadrul acelui program, dar am adus pe, pe, pe platoul acela la Amvon o ladă care avea 60-70 de ani, încă o păstrez, laviță de zestre, cu nituri, am restaurat, o arată super, de la o bătrână, o doamnă de care avem noi grijă, și arată superb. Am pus niște partituri foarte învechite din alea, cum se scria odată, încă le păstrez, am un teanc așa mare, cântări, corale și așa mai departe. Și am dat peste această poezie care explică cel mai bine prin cuvinte omenești ceea ce fac eu. Auziți ce scrie Benone Burtescu în poezia Lada cu cântece. Așezată sub lumina de taina unei ferestre, ședea lada mamei mele de zestre. Și mai înainte ca tăcerea cea mare să o tacă, fiindcă ceva etern de frumos o grăbea, mama atât a mai să fac, să răstoarne toate cântecele din ea în inima mea. Și pentru că le avea de la Dumnezeu, le-a trecut pe toate pe numele meu, iar eu le-am cântat pe numele ei, printre vrăbii și miei, aburind oglinzile livezilor, din ia zorilor, pentru bucuria amiezilor. Dar inima, inima mi era prea mică și ochii prea mirați de bucurie și de frică și cântece le-au dat pe din afară, pe drumuri de țară, de nețară, dar mai ales pe drumuri fără de țară acum, deși aproape s-a înțerat, nu le-am terminat de cântat. Mă rostogolesc prin lume gemotoc și parcă îmi vine să le adun și să le pun în lada mamei mele de zestre la loc. Sub fereastra aceleiași tainice lumini în care văd împărăția trecând încet printre arini sub salcea șoaptei unde mi-a ziua de binețe, mi noaptei, mi-e dor să mă întâlnesc cu mama mea și eu să tac, să cânte ea.